Învățământul dual a prins rădăcini în municipiul Buzău. Există unități școlare care organizează cursuri prin intermediul cărora elevii pot învăța o meserie pe care apoi să o practice ca angajați într-una dintre firmele mari din județ. Sistemul însă are nevoie de sprijin sporit din partea autorităților centrale. Deputatul de Buzău, Laurențiu Țepeluș, i-a solicitat ajutorul ministrului economiei Florin Spătaru cu ocazia vizitei sale la Buzău, astfel încât să colaboreze cu Ministerul Educației în vederea elaborării unor legi în acest sens. Intenția noastră este de a promova noile legi ale educației, o tranziție de la licee tehnologice către licee cu clase duale, preponderent duale. Ori acest lucru nu poate fi posibil fără implicarea dumneavoastră, pentru că aceste clase presupune colaborarea dintre sistemul de educație și firmele care procesează în județul Buzău. De aceea așteptăm sprijinul dumneavoastră inclusiv la scrierea sau la acceptarea acestor legi ale educației în Parlamentul României. Ministrul Economiei a precizat că există discuții în guvern pentru promovarea unor legi privind învățământul dual. Da, ne vom implica în mod activ. Am participat la câteva conferințe împreună cu reprezentanți, cu ambasadori care își doresc să sprijine învățământul dual în România. Și noi, cei de la Ministerul Economiei, am spus în felul următor. Acest sistem de al învățământului dual trebuie să țină cont de nevoile fiecăruia dintre grupurile ținte. Că se numește mediul de afaceri, că se numește sistem educațional sau că se numește Ministerul Muncii sau angajați. Practic, acest învățământ dual trebuie să țină cont de toate aceste aspecte și vom fi parte activă în acest proces. Împreună cu doamna președinte Itotero discutăm care sunt propunerile pentru un astfel de proiect. Dezvoltarea învățământului dual este necesară având în vedere lipsa de personal calificat din România și afluxul de angajați străini. Compensarea lipsei de forță de muncă se va face din resurse internaționale. Avem un contingent de 100.000, parcă aprobat la nivelul guvernului, de potențiali angajați pe care se aducem din străinătate. O veste bună, am fost deja avizați, pentru că avem o mare problemă, inclusiv cu partea asta inginerească. Am fost avizați după 22 de milioane de euro pentru acel consorțiu pe învățământ dual și tehnic superior. Vom face un campus și va fi sper un viitor în viitoare universitate vis-a-vis de Stăvernești, vis-a-vis de depozitul de pere, spre nou Buzău, avem un fiecare acolo pe care le-am adoptat pentru acest proiect. Am făcut acest proiect în urmărea de jos. Învățământul dual înseamnă pregătirea profesională tehnică a elevilor încă de pe băncile școlii. Cu ajutorul unor parteneriate, elevii devin salariați încă din timpul anilor de curs și se califică pentru o profesie solicitată de agenții economici. O astfel de alternativă o propune Liceul Dimitrie Filipescu Buzău, care are în portofoliul de cursuri meserii unice cu o mare căutare pe piața muncii.